haoleți nebunii mei, bă, astăzi o să vă duc cu mine la Viena, la Pandorf, să vedem dacă într-adevăr să merită sau nu să merită să ții hainele acolo. Pentru cei care nu știți, Pandorf e unul dintre cele mai mari outlet-uri care sunt în Europa. Am auzit că sunt prețuri foarte bune și că să merită să mergi acolo să-ți cumperi haine decât să-ți cumperi de aici. O să pun în comparație prețurile din Pandorf cu prețurile care le găsești online la noi și să vedem dacă într-adevăr să merită sau nu să merită. Acum am pregătit bagajele, suntem pregătiți să mergem la drum. Eu sunt rupt de obosit că am fost la cununia lui Nuti, dar fetelor, într-adevăr, Nuti s-a dus dintre noi. Asta este, rămân doar eu. Da, cred că vă descurcați și cu mine. O să vă țin la curent pe parcurs cu ce se mai întâmplă. Dacă se întâmplă ceva interesant, cu siguranță o să filmez. Dacă nu, ne vedem direct acolo. One eternity later. Bun, frățiorii mei, am ajuns în Austria. Nu o să mergem chiar astăzi la Pandorf, pentru că e duminică și am auzit că luni sunt prețurile alea mai bune. Mă gândesc că din cauza că e weekend, sunt mulți oameni și atunci nu ieftinesc așa tare. Mai bine în timpul săptămânii, când sunt mai puțin, să aducă oameni la mall. Idei, eu știu. Nu mă pricep. Astăzi o să mergem, o să ne plimbăm un pic pe aici, să vedem care e treaba pe centru. Suntem în Viena. O să mergem și la castelul Sisi, sau cum se numește castelul ăla? Schönbrunn, la castelul Schönbrunn. Mergem să vedem și care e treaba pe acolo. Deci, cu siguranță, dacă găsesc ceva interesant, o să filmez și pentru voi să vedeți. Frățiorii mei, acum am ajuns în centru la Viena. M-am plimbat cu toate mijloacele de transport posibile pe pământ ăsta, în afară de vapor și avion, dar încă nu-i târziu. Și pot să constat până acum, nu știu ce femei. Slăbuț la femei aici, pe Austria. Foarte conservative, foarte asta, o țâță n-am văzut și eu, taică mi-e foarte supărat. Să vedem dacă de aici acolo vedem ceva interesant. Dacă mâncăm ceva bun, o să vă ducem și acolo cu noi să vedeți și voi ce băgăm la ghiuldan. Și ce să zic, ne vedem cu următor. Am uitat aici la ceva târg de Paște. La Paștele mai repede cu o săptămână. Bă, e 9 euro un 8 pictan. Mâncava și cu aia levastră. 9 euro, e 50 de lei un 8 pictan. Nu? 50, ba nu. Ba da, 50 de lei bine. Ei, cap, cum au niște preț, îmi doare mintea. Tot felul de iepulaș, de ouă care se învârt. Oameni dubioși. Nimic, dar de băut. De băut nimic, aici ce să... Ouă aveți. Uleiuri aveți, flori aveți, dar de băut. Ce, de mâncat ce bem? Uitați aici, frățiorii mei, ce cai interesanți au urechi de deavol. Cai cu asta, protecție la urechi, ca să nu le fie frig la urechi. E relativ frig aici, da? Cai deavol, așa îi numesc eu. Aici e alt târg de Paște, tot cu ouă, tot cu de mâncat, dar de bun nimic. Au salam, au... Brăzeturi. Champagne bar, mă. Da. Aia nu-i băutură, mă, aia e aperitiv. Nici aperitiv nu-i. Nici măcar aperitiv. Șampanie. Am o șampanie aici în club. Mi-a lăsat ceva de aici. Este acolo o fântână. Și îți face cu la căpșunele. Îți spune ciocolată pe căpșunele. Și sunt excepțional. Vreau să știți chiar îți bune. Dar ei, căpșunele alea, adică mai sunt foarte dulci, nu sunt ca alea de la noastră, știți voi, căpșunele noastre. Mi se pare cea mai bună combinație, ciocolată cu căpșunile. Dar nu-i nici rău, adică e ceva ce... Bă, dacă aș mai da o dată banii, nu i-aș mai da, ca idee. Pentru limba română, apăsați tasta 1. Deci, practic și teoretic, am luat cea mai mare țeapă din viața aia, am dat 25 de lei pe 4 căpșuni cu ciocolată. Sincer, foarte scump, sincer, nu? 4 căpșuni, stai? La cât ar veni, mă, kilo? 87 cu 87 o dată de 4 ori, 87, 85, 40, 7 ori, 56 și cu 40 mâncava 9.600.000. Că sunt 3 milioane kilo de căpșuni. Să mă arătanți dacă nu. Bă, ce-mi place foarte mult până acum în Viena, că e foarte curat și n-am văzut niciun cerșetor. Sincer, nici un român, în afară de noi, care să cerșească sau chestii de genul ăsta. Surprinzător, nu? Unde nu sunt cerșetori. Și nici noi nu cerșim. Ce-ați făcut, mă, cu românul? A few moments later. Bună, Roma, drag, pentru prietenii mei, cei mai buni la Viena! Dar dacă trebuie pe tine, bine, mi-a trebuit mai ține. Am ajuns aici, frățiorii mei, la ceva catedrală. Foarte frumos. Deci seamănă foarte mult după părerea mea cu catedrala aia din Milano, dacă știți. Exact aceeași urmă, parcă un pic mai mică. Hai să întorc pe camera să văd. Să vedeți exact. Dacă n-aș ști, ați zice că sunt Milano.
Mi-a și înghețată, excepțional înghețată la ăștia. Cremoasă tare. Dă un pic mai încet că iau copyright. Și mai mergem pe aici, mai gustăm un alta chestii. Sparge bănuț, nu? Acum am intrat în catedrală aici. Băi, e superb, e chiar superb arată. Bă, sincer, nu cred că face camera justiție la cât e frumos. Da, chiar super frumos. Deci fiți atenți aici, ceva ce nu o să vedeți în orice altă biserică. Deci da, vezi biserica, nu știu ce, și aici, aici ai un telefon. Dacă vrei să vorbești cu Iisus, nu trebuie să te rogi, bagi o monedă și vorbești direct cu Domnul. Și zici ce-ți trebuie, ce nevoie ai. Chiar m-am gândit și știu ce se zice la bărbosul. Bărbosule, știi ce-mi trebuie? Nu trebuie și mie o ofertă neabună la păcănele. Dorința ți este îndeplinită, fiule. Ai 300 de rotiri gratuite la EGT-uri, plus 3277 de RON, bonus 100% la depunere. Ai linkul în descriere. Și în Viena, că gen, ăștia nu au zi de prioritate de 45 pe braț, nu sunt prea trac când trec eu. Și mi se pare aiurea, s-ar putea să fac ceva. A few moments later. Bă, frățiorii mei, la un restaurant chinezesc și aici nu te servezi oameni, aici te servezi roboții. Un fel de Armagedonul, ultima versiune, Alien vs. Predator, contra Counter-Strike. Ok. Acum vine. Mersi, șefule, să străiască familia și iubești tu. Hai mai așa. Hai mai așa, nu-ți fie rușine. Să trăiești, băi, omule. Bă, fiți atenți aici, țeapă originală. Să trebuie să ții țigă de aici, da? Și ții de aici. Și vezi asta, bă, sunt grose, da? Nu te gândești că sunt limuri. Dar fii atent aici. Le-ai desfăcut? Da? Și aici sunt gole, mă. Și-s limuri. Deci pachetul e gros, da? Ele-s limuri, de fapt. The next day. Pățiorii mei, am ajuns la Pandorf. Ne-am oprit un pic la Burger King. Bă, se pare că roboții de ieri au venit la pachet cu un pic de interocolită. Mă simt excepțional de rău. E foarte frig aici, de jur, afară. Nu știam că Pandorf e un mall, aer liber, sincer. Eu mă gândeam că e ceva înăuntru. Bate vântul de te rupe, e frig și mă simt groaznic. Le-au să vă duc cu mine prin Adidas, prin Nike și așa mai departe, să cumpărăm prețul, să vedem dacă, bă, să merită sau nu să merită să vii până aici să-ți faci cumpărăturile. Și cu siguranță, dacă vii până aici, nu veni iarna, că mori. Îți garantez că mori. Hai, vara! Bun, frățiorii mei, acum am ajuns în Adidas. Să văd așa un tren de comparație. Nu știu dacă ați mai văzut pe rechezele Adidas, dar mi se pare destul de cunoscută, sincer. Asta e la 63 de euro. Ei zic că 150 de euro e prețul original, deci practic e o reducere destul de mare. Acum o să vă pun aici în colț și un preț din România, să vedem la ce preț se învârte acolo. Și o să vă mai arăt niște perechi, să vedem cam, dacă facem așa o regulă generală, cam cât la sută îți mai ieftin aici față de la noi. Păi din câte am observat, reducere sunt funcție și de model. Spre exemplu, modelul ăsta e 30% reducere. Deci o bluză de genul ăsta aveți la 7-7 de euro. Și la asta, spre exemplu, 50% reducere. Deci în funcție de ce model vrei să-ți iei, așa e și reducerea. Da, în mare parte, cam toate se reduce cam cu 30%. Nu știu, sincer, mi se pare că unele sunt... Adică, da, uite, spre exemplu, cum sunt Adidas și ăștia, sunt 91 de euro. Nu știu exact cât fac pe piață la noi. Între timp m-am gândit să și verific, uitați-vă, deci practic dacă e Adidas și din România, ești mai ieftin cu 100 de lei. What? Astăzi mi-a cum ajuns în Nike, bă, reducere să zic la fel ca și dincolo, undeva la 50-30%, de exemplu, pe o pereche de pantalon de genul ăsta, în loc de 84 de euro, dai 44 de euro, da. La Adidas m-am uitat încă puțin, cam tot la fel, 30% reducere. Eu, sincer, nu mi-am găsit nimic, ca sunt un pic supărat. Am venit până aici, deja e al treilea magazin în care nu găsesc nimic. Deci, Nike, React, Vision. După cum puteți vedea, nici la Adidas și ăștia nu o să vedem mare diferență de preț. Vă spun, deci în mare parte, sunt modelele vechi, nu o să găsiți nu știu ce avioane. Deci o să găsiți mai mult Adidas de genul ăsta așa mai clasici. Nu vă gândiți la nu știu ce, deci dacă veniți după cumpărături de avioane, gândiți-vă că nu luați avioane ieftine, nu vă luați avioane ieftine, că nu sunt, chiar nu sunt de vânzare. Dar, spre exemplu, gen niște pantaloni Jordan, modelul așa, vin 50 de euro, deci să vă faceți așa o idee în cap, n-aș veni până aici, nu mă pun haine, sincer. Deci, frățiorii mei, cam așa arată Pandorful, să zic, asta e unul dintre mall-ul din interior, unde nu găsește absolut nimica. Și unde, să zicem așa, că sunt firmele mai tari, practic e aici, pe partea asta altă, unde e în exterior, adică
bat un vânt aici de... Păi, de capul meu, să poți ruga moartea. Și pe lângă că bate vântul ăsta crâncen, mai am și întrerupulită de ieri la chinezoi. Așa mă simt ca o pulă. Nici n-am găsit nimica. Și plimb, că am impresia că n-am fost peste tot, dar cred că am fost peste tot, sincer. Dar știți, mă, impresia că, bă, cred că mai este ceea ce n-am văzut. Nu, cred că nu mai este ceea ce n-am văzut, cred că chiar am văzut tot. Dar mai merg o tură, că na, de ce nu? Poate mă răzgândesc. Frățiorii mei, după o zi întreagă de umblat, singurul cu care am reușit să-l găsesc au fost niște ochelari de la Versace, au 110 euro, adică un preț decent pentru niște ochelari de soare, dacă stai să te gândești. Na, îți drăguț, în rest n-am găsit nimic. Prețurile sunt bune și la Gucci, și la Versace, și la Prada, sunt prețuri bune și poți să găsești, adică așa în jur de 200-300 de euro, dar nu sunt mari diferențe, adică nu vă gândiți, și genul de marfă care deja v-ați săturat de azi, văzutului v-ați săturat. Nu-i marfă nouă, nu știu, eu dacă ar fi să vă recomand, după ce am fost și am înghețat de frig, deci bat un vânt, nu vă puteți da seama cât e de frig, de fapt, după ce am văzut tot Pandorful și m-am plimbat pe toate magazinele astea, până stânga, până dreapta, până în mijloc, până ăsta, chiar n-am găsit, deci dacă după o zi de cumpărături, în care am stat 8 ore, am găsit o pereche de ochelari, îi jale, sincer. Deci, concluzia acestui videoclip este, bagă-ți pula și ia-ți haine online.